Echipajele de prim ajutor și de poliție au intervenit în această dimineață și în pădurea din Tăuții de Sus. Un angajat al unei societăți comerciale care desfășura activități forestiere în pădure a fost rănit după ce un copac s-a răsturnat peste el. La fața locului, polițiștii au constatat faptul că în zona numită Valea Gordanului, un bărbat de 60 de ani din Rona de Sus, în timp ce tăia un stejar, un alt arbore s-a rupt și a căzut peste acesta, provocându-i vătămări corporale. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opri din Baia Mare, în vederea efectuării de investigații medicale. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.